lots of toys, all for the little ones' Christmas joys. Ho, 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 who wouldn't go? Ho, 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 who wouldn't go? Up on the housetop, pick, 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 down through the chimney with good Saint Nick. Se iau gura. Voi ziceți că e apă, Pepsi, whatever, nu e, da. Voi așa ziceți, da? Hello! Bună ziua! Da, trebuia să fie un vlog început de dimineață, pentru că dacă ați văzut, am început cu cafeluță, cu brad, nu știu dacă v-am arătat cafeluța de dimineață, v-am arătat bradul, știu, asta știu, dar am apucat, am filmat. După care a trebuit să fug în oraș, să fac ceva. După care am ajuns la mall și zic, hai că vorbesc cu voi acolo. Dar n-am mai apucat să vorbesc cu voi acolo, pentru că mi s-a făcut rău de la ce foame pe care o aveam în mine, efectiv. Mă trăznise o foame de vedea stele verzi. N-am mâncat nimic. După care am mâncat. Și după aia m-am dus la film, pentru că începea filmul. Fiindcă am vrut să mă duc astăzi la Willy Wonka. Să văd Willy Wonka, dacă nu știți, l-a lansat recent, acum, de vreo săptămână e lansat. Și n-am apucat să-l văd. Și până la urmă nu m-am dus la Willy Wonka, m-am dus la Caravaggio. Este un film despre... Excuse me! Hello! Tocmai ce te răudam că ești o pisică cu minte și că tu nu faci de astea și că, Doamne ferește, pisica mea este cu minte, ce-ți pisica mea? Care a dormit toată ziua și acum m-a așteptat și e foarte încântată și de-aia face de-astea. Udiță! Hai la mami! Hai, hai la mama! Hai! Apuși la mama! Apuși la mama! Hai, extrage-te de acolo! Nu pot să te iau de lăbuțe, că dacă te iau de lăbuțe îți rup laba. Hello! Bună ziua! Eu sunt pisica aia cu minte. Eu sunt pisica aia cu minte. Care aparent se leagă de brad. Se leagă de decorațiunile din brad. Da, eu tot cu minte sunt. Mami tot cu minte mă vede. Că nu am dat bradul jos. Doar azi am dat cu lăbuța la 2-3 decorațiuni. N-am făcut nimic rău. Nu vă speriați. Nu sunt lea. Nu sunt un pușoi lău. Oh, nu sunt un pușoi lău. Stați un pic. Să curățăm ochisorii. Stai să curățăm ochisorii. Ți-am spus eu că nu avem voie să avem ochisorii că... Nu avem voie să avem câl la ochisori? Suntem o prințesă frumoasă și n-ai voie să ai câl la ochisori. Uitați că mi-a enervat că i-am băgat mâna în ochi. A, uitați-o! Uitați-o, Doamne, de ce o ador! Uitați mâța asta! Uitați față aici! Uitați ce mai frumos o face din lumea asta! Pupionajul ăla frumos! Care nu ne gândim pe unde umblă, dar umblă. Așa! Deci, și-am avut o zi de-aia la foc automat, așa. Da, și am ajuns până la urmă la film, am văzut Caravaggio, sau pe umbra lui Caravaggio se numește filmul, un film mult mai bun decât Napoleon. A avut și ăsta minusurile lui și a avut părțile lui așa, dar este mult mai bun și mult mai realist și mult mai dramatic și mult mai bine făcut decât Napoleon. Și îți spune așa puțin povestea lui Caravaggio. Bineînțeles, este și aici succintă povestea, nu că n-ai cum să așa, dar filmul mult mai bun și mult mai bine făcut decât Napoleon.
Și mult mai dramatic și mult mai frumos. Și chiar mă uitam la categoriile la care intră filmele astea două, Napoleon și Caravaggio. Caravaggio intră la film biografic istoric, iar Napoleon, pentru toți cei care spun că nu este documentar, că nu e documentar și că nu trebuie neapărat să respecte realitatea istorică, ceea ce mie mi se pare o tâmpenie când vorbim de personaje istorice sau de fapte istorice, să nu respecti chiar și într-un film artistic, să nu respecti realitatea istorică, but hai să zicem, categoriile la care este Napoleon trecut este biografie, istorie, război, aventură. Și atunci acum nu trebuie să respecte realitatea istorică. Dar nu, nu e documentar. Da, am înțeles, nu e documentar. Dar asta nu e o scuză să faci o mizerie din filmul. În fine. Despre Napoleon m-am exprimat, nu mai zic. Dar filmul ăsta a fost mult mai bun, mult mai intens, mult mai dramatic. Și cumva îți deschide puțin ochii cu privire la lumea în care trăiau artiștii ăștia ai Renașterii și cum, dacă, nu știu, dacă ajungeai în favorurile papei, ajungeai să trăiești bine, dacă cădeai în disgrația papei, erai mort, practic, și, din păcate, puteai să ajungi din orice motiv în disgrația papei. Puteai să ajungi în disgrația papei și făcând ce ți se cerea. Pentru că dacă cineva nu te plăcea, da. Și e da, povestea lui Caravaggio e foarte tragică, din păcate. Și mi-a plăcut filmul. Chiar merită să-l vedeți. Chiar să vă merită. Încă este în cinematografe, merge să-l vedeți. Mi se pare mult mai bun și mult mai bine făcut. Bine, pe lângă motivul pentru care e mult mai bun și mult mai bine făcut este că nu e făcut de americani. Că e făcut de italieni. E făcut de la cei de la Rai, de cei de la Rai Cinematografii, care Rai Cinematografii aparține de Rai 1. Rai 1 fiind televiziunea națională a Italiei. So, da, e cumva compania televiziunii naționale și e firesc să fie mai bun pentru că na. Apropo de asta, stați că mi-am adus aminte. Dați o secundă. Michelangelo, stați că l-aveam pe... Da, bine, că începem cu Picasso. Van Gogh. Că voiam să... Botticelli, Monet... Goya. Și apropo, cu ocazia asta vedem cât de mult a distrus biserica, pentru că biserica, slavă cerului, a avut grijă să distrugă, pentru că da, ce să facem? Biserica, o instituție de altfel eminamente, Rubens, Tizian, ce nu l-am pe Caravaggio aici? Nu cred. Nu cred, nu cred, nu cred. Nu e. Da, nu l-am, nu e în... De ce avem impresia că este în colecția asta de la Adevărul? Când, da, nu e. Da, din păcate nu l-au băgat. L-au băgat pe Tiziano și pe Rubens. Foarte trist. Da, pentru că... Da, l-au băgat pe Dalin, ce să ne povestim. O să fac un episod în care să discutăm despre artiști din ăștia care s-au folosit de influența lor și pe care noi acum îi vedem mari artiști și care ei, de fapt, au fost niște jigodii. Promit că fac clipul ăsta, dar o să-l pun numai pe membership, pentru că dacă îl pun public, chiar dacă aduc dovezi în sensul ăsta, care sunt publice, nu, o să fiu linșată și nu am de gând să demonstrez sau să mă apuc să mă cer cu nimeni și nici nu vreau să demonstrez nimănui nimic, dar pentru cine nu știe, o să fac, promit că nu știu dacă în ianuarie, dar în cât de curând, nu știu, până în vară, fac un episod în care discutăm despre mari artiști, personalități din astea care au fost în realitate niște jigodii ordinare, niște scârbe ale societății, literalmente niște jigodii ordinare, niște oameni care doar prin influența pe care au avut-o ulterior după ce au murit și au spălat imagine. Și Dalí este unul dintre ei. Știu că expoziția acum de Dalí, chiar îmi zicea cineva recent că nu
te duci să vezi expoziția. Nu, nu vreau să vă, nu vreau să am nimic de a face cu Dali. Adică nu vreau să mă apropii de nimic ce înseamnă Dali. Și dacă nu știți despre ce vorbesc, nu e nicio problemă. Stați că caut să văd dacă este aici o fotografie de-a lui Dali, care mie mi se pare cruntă. Stați un pic. Just a second, please. Unde e poza cu pisica? Pentru că el era și mare maestru în fotografie, în caz că nu știați. Și e o fotografie, nu o dau de ea acum. S-ar putea să fie pe aici. Ah, uite, asta e. Nu știu dacă se vede de la lumină. Vedeți că aici e o pisică. Ca să obțină poza asta, au murit 9 pisici. Da, au omorât 9 pisici. 9. Parcă 9 erau, dacă nu mai multe. Ca să obțină fotografia asta. Pentru că nu era satisfăcut de felul în care sărea pisica și așa mai departe și au omorât 9 pisici. Efectiv, la atâtea le-a chinuit până le-a omorât, ca să iasă lui fotografia perfectă. Apropo de dragoste față de artă, știți? Și s-au mai întâmplat multe lucruri legate de Dali. Da. Deci, asta dacă interesează pe cineva, pentru că sunt foarte multe detalii, apropo și de Mircea Eliade, sunt foarte multe detalii pe care istoria le lasă în urmă, fiindcă oamenii ăștia au avut influență și s-au folosit de influența lor pentru a spăla imaginea. Și istoria uită, că de-aia nu e bine să faci filme de genul ăsta Napoleon, fiindcă vin tineri din urmă și cred că ăla a fost Napoleon, nu cel real, știți? Și e trist, știți, când se întâmplă lucrurile astea. Și... Da, sunt anumiți oameni, anumite personalități care nu-și merită neapărat reputația, dar din păcate nouă generațiilor care am venit după nu ni se mai spun lucrurile astea, știți? Pentru că e marele artist, fiindcă și-a făcut renumele de marele artist, dar așa cum avem posibilitatea de a-i critica pe tinerii artiști sau de a nu-i susține, așa ar trebui să fim selectivi și cu celebri artiști sau cu autorii consacrați, cum ar fi rușii, știți, care toată lumea divinizează. Nu știu dacă e cea mai bună. Adică, dacă avem un autor, spre exemplu, să zicem, în contemporan, care e alcoolic, îl linșăm, da? Nu, ăla e un alcoolic, nu-l băgăm în seamă. A, în schimb, autorii ruși, care în eminamente erau toți alcoolici, pentru că, na, asta era meseria lor de bază, păi ai divinizăm, știți? Și asta înseamnă dublă măsură. Doar pentru că au intrat în rândul clasicilor, fiindcă a trecut foarte mult de când au publicat ei, asta nu înseamnă neapărat că au fost și niște oameni integri. Da, sunt anumite lucruri, sunt niște zicale din astea care spun că ar trebui să separi arta de artist la un moment dat și într-o oarecare măsură sunt de acord cu treaba asta. Nu știu dacă e neapărat dublu standard să stilul ăsta de gândire, dar când ajungi să omori 9 pisici și nu numai, și să sufere oameni din cauza ta, atunci nu mi se mai pare că trebuie detașat artistul de, știți? Adică în momentul în care arta ta deja trece de normele morale, încalcă rău de tot normele morale, sau tu ca artist încalci normele morale mult prea tare pentru un numele artei tale, deja nu mi se mai pare ok. Adică arta n-ar trebui să ceară ca sacrificiu morală, din perspectiva mea, știți? Mă gândesc la modul ăsta. Arta n-ar trebui să aibă ca, nu știu, arta n-ar trebui neapărat să aibă ca... cum îi zice, stați că nu-mi vine, sunt obosită. Care e cuvântul ăla pe care îl caut? Arta n-ar trebui să sacrifice morala, asta vreau să zic. Nu, n-ar trebui să fie un element de sacrificiu morală. Da, dar filmul bun, în italiană, nu în engleză, din fericire pentru mine, că totuși l-am înțeles. Așa, e mult mai bun decât Napoleon, deci dacă ar fi să alegeți între Napoleon și umbra lui Caravaggio, Caravaggio este mult mai bun.
și te lasă cu să te gândești așa la niște idei și la niște lucruri și la felul în care au trăit oamenii ăia și la felul. Vedeți? Apropo de film artistic. Și asta, până la urmă, tot film artistic a fost. Dar îți trezește niște idei. Pe când la Napoleon, cum am zis, rămâi doar cu impresia că ăla a fost un obsedat nevastă-sa și să aibă copii și că a vrut să se bată. Cam asta e ideea. Prostie. Dar ăsta mult mai bun, pentru că te pune puțin pe gânduri, te pune pe gânduri la implicațiile pe care le-a avut biserica și știm că a avut niște implicații foarte serioase în perioada renașterii și mai ales după ce a început Inchiziția. Iarăși, o altă perioadă pe care de altfel biserica încearcă să o șteargă din istorie. Inchiziția, nu, nu se mai vorbește, nu, 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 noi n-am dus războaie în numele religiei, nu, 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 numai nenorociții de arabi. Da. Nu se duc și în prezent, nu se duc războaie în numele religiei, în creștine vorbind. Nu, 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 doar că acum războaiele sunt puțin altfel față de, mai sunt neapărat cu armele. Nu, 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 știți? Da. Iar mă o să mă trezesc că o să-mi sară ultra-credincioși în cap, dar în momentul în care dovezile sunt efectiv de netăgăduit. Da, mă rog. Da, astăzi ideile mele sunt eu un pic mai sărită de pe fix și un puțin mai, să spunem, nedusă la biserică, cum ar zice unii. Dar asta este. Așa, stai să-mi pun asta în ordine. Așa. Da. 4, 3, 2, 1, așa. Da, deci asta a fost seara mea. Mi-am luat până la urmă un palton pe care nu-l probez acum că n-am lumină. O să-l probăm mâine dimineață, în vlogul de mâine sau când o să ajungă la voi. O să-l probez și o să vi-l arăt. Din păcate trebuie scurtat pentru că am probat mai multe paltoane și până la urmă l-am ales pe ăsta. Este 100% din lână, este tot din lână, este de la Zara. Din păcate nu l-am luat pe ăla cu lână de mantego pentru că era făcut de așa natură să pară mai pufos, mai aspru, mai neîngrijit, adică avea un pic, era ăla gri cu carouri și oscilam între ăsta pe care l-am luat, ăsta este un gri închis așa și celălalt era un gri cu negru așa în carouri. Ăla era cu lână de mantegu, asta e lână normală, nu e neapărat lână de mantegu, dar e tot lână, dar ăsta e 100% lână, ăla avea 80% lână, că credeți-mă, dacă nu m-am holbat și dacă n-am făcut poze la etichete, că eu nu ne văzând cât de scrisul la infim de mic de pe etichete, trebuie să fac poză ca să măresc, adică folosesc telefonul pe post de lupă și dacă n-am făcut la poze și dacă n-am am stat și cred că o oră am stat în Zara până m-am decis, le-am probat, le-am întors pe toate părțile, le-am sucit, le-am învârtit pentru că nu știam pe care să-l iau. Ambele erau la fel de lungi și n-am mai vrut, nu vrut că ăla gri, că ați văzut că am probat unul gri, ăla gri îmi vedea până la genunchi și am deja 3-4 baltoane deja care îmi vin până la genunchi, nu vreau, eu am ceva lung, că v-am zis că vreau unul lung să pot purta și rochii cu el mai lungi. Și ăsta e foarte ok, doar că, din păcate, la ambele aceeași problemă, mânecile prea lungi, deci îmi vin mânecile până aici. Și sunt XS, adică sunt cele mai mici măsuri. Pebbles îmi zicea, păi da, pentru că se fac mânecile pe aceeași lungime, doar la corp diferă măsura. Habar n-am, nu știu, la umeri îmi vine foarte bine, este foarte ok, dar mânecile sunt foarte lungi și o să trebuiască să-l duc undeva să-mi scurteze mânecile. N-am ce să fac, n-am încotro. Acum să vedem, poate dacă reușește să-mi mai strângă și în talie, ar fi divin. Știu că e multă muncă de făcut la un palton, de reajustat un palton sau un sacou, având și ăsta și căptușală, însă îmi place pentru că genul ăsta de palton este o investiție, a fost vreo 650 de lei. Nu e neapărat foarte scump, e mai scump decât o geacă normală, dar nu e neapărat foarte scump și mai ales că genul ăsta de palton e și clasic, croiala e clasică. Și o să mă țină cel puțin 10 ani de acum încolo, o să-l port fără nicio problemă, știți? Și chiar voiam un palton mai lunguț, așa, îmi vine un pic deasupra gleznelor și îmi place că oferă posibilitatea asta să port și rochii, că na, vreau să port rochii mai lungi, nu numai apărat numai deasupra genunchiului ca să mi-acopere, că știți, e gapul ăla care se vede destul de iura când
când ai paltonul mai scurt decât rochia, e distanța aia și se vede aiurea, îți micșorează talia și așa. Asta, talia, îți micșorează înălțimea, te stai picioarele efectiv. Și da, așa, și asta e. Îl probez mâine ca să vă arăt despre ce vorbesc pe lumină. Și vedem, așa. În seara asta mai am de făcut niște chestii, că vreau neapărat, azi e miercuri seară, nu știu dacă m-am zis, dar e miercuri seară și vreau neapărat în seara asta să îmi pun la punct cele mai multe chestii și să-mi termin săptămâna asta toate lucrurile administrative. Trebuie să ajung și la primărie, trebuie să ajung și pe la poștă, trebuie să rezolv cu niște facturi, trebuie să rezolv cu contabila, trebuie să fac foarte multe chestii, că vreau până în Crăciun să rezolv absolut tot, să nu mai am lucruri neterminate până după Crăciun, pentru că n-are sens, adică vreau și eu. Și apropo de asta, chiar mă gândeam foarte serios, pentru că eu nu mi-am luat pauză, adică anul ăsta când mi-am luat pauză, forțat, mi-am luat pentru că eram foarte obosită, ajunsesem într-o doză din aia de supra-saturație, de nu mai puteam. Și chiar m-am gândit că după Nicmas, cu toată părerea de rău, nu știu când o să se termine Nicmas-ul, că a fost un haos cu postatul la mine, pentru că nu am reușit să mă... Dacă am avut numai zile din astea, cum a fost astăzi, că m-am trezit bine, mersi, hai că mă apuc să editez și nici n-am apucat să editez. Acum se termină de randat clipul. E fiind 8 seara, știți? Nu știu când o să apuc să pun clipul ăsta cu favoritele, deci că despre el vorbesc. Dacă apare pe la 3 noapte clipul cu favorite, să știți că de-aia, că totul a fost haos. Și în ultima perioadă. Și m-am decalat mult cu clipurile. Am mai postat eu 2 clipuri într-o zi și o să mai postez așa 2 clipuri într-o zi, pentru că n-am ce să fac. Pentru cine n-a văzut toată seria, o să vă las link în descriere cu toată seria. Și oricum știu că cei mai mulți dintre voi o vă uitați la ea la sfârșit, undeva după Crăciun, în perioada în care aveți liber. Ceea ce mă bucură tare mult și atunci puteți să o luați de la capăt și să vedeți toate episoadele. Dar m-am gândit să... după ce termin cu Nicmas-ul, fie că e prima zi, a doua zi de Crăciun, nu știu, până în prima săptămână și prima săptămână din ianuarie să-mi iau liber, să nu mai postez nimic, ca să-mi iau un fel de vacanță, deși nu o să fie neapărat vacanță, pentru că mintea mea funcționează la foc automat non-stop, dar măcar să nu mai filmez în săptămânile astea două săptămâni, să nu mai filmez ca să pot să mă iau o pauză. Fiindcă eu n-am luat pauză, știi, mă știți, eu de ani de zile eu nu iau pauză decât atunci când nu se întâmplă ceva. Dacă n-am postat anul ăsta, că am avut perioade în care n-am postat, ori mi s-a stricat camera, ori mi s-a stricat laptopul, ori s-a stricat ceva, ori n-am apucat fizic să ajung să editez, să postez, ori am fost într-un fel de, hai să nu-i zicem neapărat din ăsta, cum îi zic măi, mă aștept acum... burnout. Așa, n-am fost neapărat într-un burnout, dar aproape de asta, știți, am ajuns la o supra-saturație de nu mai puteam. Așa că dacă astea au fost motivele pentru care anul ăsta nu mi-am respectat, când nu mi-am respectat programul și ca să pot să stau liniștită, să începem ianuarie bine, o să-mi iau liber, deci așa, și nu o să postez și vă rog să nu vă supărați pe mine și știu că cei mai mulți sau cele mai multe dintre voi nu vă supărați, oricum din ianuarie o să încep să postez și pe membership, nu v-am uitat, doar că nu, e haos și de aia vreau 2 zile să le dorm, deci 2 zile nu mă interesează, după ce termin cu Nic mă dorm. Și după aia o să văd eu ce mai fac, dar după Crăciun și prima săptămână din ianuarie nu voi posta nimic, just so you know. Dar aveți de recuperat destule clipuri, că am postat, slavă Domnului, și anul ăsta am postat cam aproape în fiecare săptămână am postat câte 3 clipuri. Deci aveți de la clipuri, dacă nu le-ați văzut pe toate, aveți destule. So, da, asta a fost ziua mea de astăzi. Pare rău că n-am putut să vorbesc mai mult cu voi azi, dar v-am zis, a fost... haos și acum mă duc să mă fig în laptop și nu știu când termin, dar vreau să termin în seara asta de dat toate mail-urile pe care le-am de dat, să termin ce mai am de terminat și să văd ce mai pot să fac mâine și după aia vineri. Rămâne neapărat primăria, chestii administrative și alte ale. So, see you later, alligator, vă pup, ne vedem în următorul vlog.